televiziunilor în 27 de ani este că astfel de personaje, după ce au mai făcut odată scandal, trece o perioadă, televiziunile uită, dau o amnistie, televiziunile dau o amnistie și personajele astea apar din nou pe platouri. Sincer că toți am lucrat în branșa asta sau lucrăm și acum. De foarte multe ori televiziunile s-au folosit de acest circar, vezi cazul lui Vadim Tudor, care l-a chemat de oameni de televiziune să facă rating. Începea urla, înjura, făcea în toate felurile și lumea, noi îl chemam, ca să facem pe spinarea lui rating. Noi, alții, ne punem pe toți, că a fost la toți din... La mine n-a fost niciodată Vadim Tudor și eu nu... Da, era chemat și el și alții și alți gargaragii din ăștia care spun mai gogoși la televizor și în urmea lui ia și spun, mamă ce-a spus ăla minte de înghețapă. Da, eu cred că televiziunile ar trebui să-și selecteze mai atent invitații, chiar dacă e să aibă mai puțin invitați, să ruleze mai puțin invitați, să aibă emisiuni cu mai puține personaje de tipul ăsta care sunt stare să-și mulgă la valiera, să dea cu paharul cu apă, să dea cu pumnul, să înjure în direct. Mie mi se pare că personajele astea n-au nicio autoritate morală să apară pe post, n-au nicio expertiză profesională serioasă. Rămâne cu nu vorbesc de sociologie, că domnul Palada vorbea despre de toate aici. Cine între comunicatori partidele și ei trimit. E și vina partidelor. Îl trimite la televiziune să spună punctele de vedere ale... Palada, Codrin Ștefănescu cu Șerban Nicolae Nicolicea sunt trimiși pe punctaj. Asta vă pot spune că am văzut un astfel de punctaj la B1 TV special. Aceste personaje, mai era unul alt golănaș, Radu Popa, ăștia sunt trimiși, se numește în limbaj popular, la rupere, domne. Deci PSD-ul nu-și trimite alte personaje aici decât pe cei mai agresivi. În mintea comunicatorilor PSD e că aceste personaje de genul Nicolicea sau Șerban Nicolae ne impresionează până aici la B1 și bat cu pumnul în masă Nicolicea și noi le citim sub masă. Șerban Nicolae or fi având excese, de limbaj, dar n-au sărit la bătaie. N-au sărit la bătaie, de acord. Dar au excese de limbaj și o agresivitate mai mare decât... Asta nu înseamnă că trebuie și agresivitatea asta verbală tolerată, pentru că ar putea să evolueze fix spre ce a făcut domnul Palada. Cum a evoluat domnul Palada? El a început cu jurături pe Facebook și a ajuns la bătaie, în final. Fiindcă nimeni nu l-a sancționat. Domnule Ivanciuc, am văzut astăzi tot felul de reacții. Pe mine cel mai mult mă îngrijorează, dacă pe domnul Palada chiar mă gândesc că, nu știu, aș putea să-l scuz la un moment dat. Poate i-a luat-o pumnul înaintea judecății. Ca să-l citeze, o fi fost madrafoxat. Dar cei care i-au susținut și i-au lăudat atitudinea. Aici ce putem să spunem? Macioist în societatea românească, în care bărbatul care agresează fizic, în primul rând, și care molestează femei, inclusiv pe Facebook, este considerat un bărbat tare. Iar Mirel Palada a transmis multe semnale până acum. Că poate să treacă peste orice limită, peste orice bornă, a linșat-o pe Facebook. Mi-a citit soția mea și a rămas oripilat. Ulterior a apărut acel linșaj împotriva Oanei Pelea. A fost preluat de presă. Deci el a transmis semnale că nu este în regulă, că e un macho și modelul de macho este consacrat în PSD, pentru că PSD-ul a avut doi lideri macho. Foarte bărbați, când este vorba să agreseze femei sau să jignească femei. Unul a fost Ponta și unul a fost Adrian Năstase. Pentru că machoismul ăsta a plecat de la Năstase, de fapt. Înainte de Năstase nu s-a produs așa ceva, pentru că Ion Iliescu este exact la polul opus din acest punct de vedere și a fost tot timpul extrem de elegant cu femeile. Și a cultivat, să zic așa, inclusiv mediul lui, privilegiat și intim și privat de la Cotroceni. A fost cultivat de personaje femeiești și el a adus-o pe femeie, să zic, în prim planul politicii. Ca pesedist, spun, în ciuda tuturor greșelilor pe care le-a făcut. Dar machoismul este considerat o virtute într-o societate est-europeană, ortodoxă și înapoiată din foarte multe puncte de vedere, așa cum este societatea mai noastră. Orientală decât este. Da, hai să vă citesc cu o postare a lui Vlad Alexandrescu, fostul ministru al culturii, care e coleg de partid cu domnul Goțiu, care arată că nu e singulară, domne, chestia asta și care arată mentalitatea lăstura. Astăzi, în ședința unei comisii parlamentare, un alt deputat USR, Adrian Claudiu Prisnel, a fost întrerupt de Nicu Niță, deputat PSD de Brăila, cu remarca eu v-aș omorâ pe toți. Pe toți cei de la USR. Da, pe toți cei de la USR. Da. Tipul ăsta, Nicu Niță, dacă a spus așa ceva, ca și ăla, mai era un PSD-ist de ăsta grobian la Vaslui, care spunea Solomon. Că dacă vine... A zis că îl împușcă pe MRU ca pe Aldo Moro. Ca pe Aldo Moro.
că pățește ca Aldo Moro dacă vine pe acolo. Dom'le, oameni, de oameni ăștia, nu știu cine a remarcat, domnul Ivanciu sau domnul... Dom'le, de oameni ăștia nu s-a desolidarizat nimeni. Dar câtă vreme PSD-ul Dragnea acceptă că acest Nicu Niță spune că îi omoară pe alții din alt partid, că vrea să îi omoare, că eu v-aș omorâ pe toți, atâta vreme cât accept un parlamentar care spune că îl împușcă ca pe Aldo Moro, pe un șef al unui serviciu secret, dom'le, am ajuns într-o zonă... N-aș pune totul la PSD. Am auzit oameni de televiziune. Zdreanțu, Curvo, direct. Direct. Unde ai auzit așa? Unde? Pe mai multe posturi de televiziune. Dă-ne și nouă posturi. Așa. Asta e treaba CNA-ului să se întâmple. Așa. Stai. Păi, și a postului, pardon. În momentul în care un realizator de televiziune se apucă și spune ai curvă, a doua zi pleacă. În America... Tăiau emisia și o dată pe ușa afară. De acord, cum l-ai dat-o pe la țară. De acord, Andrei. Dar de la spune, de la a folosi un limbaj trivial, la a spune eu, v-aș omorâ pe toți. Păi și asta folosea limbaj trivial până ieri. Și când l-a văzut că lumea laudă, că lauda lumea pe Facebook, ce tare ești Mirele, dar mai zi de mai zile că scos, că spungați, m-a trafăcuzat, omul a prins curaj și a pus mâna pe unul și l-a bătut. Da, mai e un Mirel, unul Curea, de la EVZ, care înțeleg că îi dă o bere pe viață, toată viața, Mirel Curea, un domn așa cu coadă care mai vine pe aici pe la B1, și pe la alte televiziuni, și care zice că el îi dă o bere. Îi dă o bere. Nu, domnule, citești ce scriu oamenii. Antena 3 ați prezentat, nu ce au spus, că îi spun pe nume domnul Ivanciu, că Antena 3 să căgăiau aia acolo, că ce bine că și-a luat bătaie goțiu. Iar acest domn Mirel Curea, tizul domnului Palada, scrie pe Facebook că el îi dă o bere toată viața lui Mirel Palada. El fiind un alt mare smardoi, că pe Facebook e foarte curajos, toți sunt mari bătăuși pe Facebook. Dom'le, ăsta este nivelul la care s-a ajuns în presa și politica românească. Mă înspăimântă mai tare... societatea românească. Da, dar mă înspăimântă mai tare că oameni din elita, a trebuit să fie elita societății românești, din presă și din politică, au comportament de golan de colțul străzii, dom'le. Oamenii de pe stradă sunt mai civilizați. Deci vă spun, chestia asta mă înspăimântă mai tare. Că liderii de opinie, fie ei politicieni sau jurnaliști, au ajuns să spună pe Facebook, îi dau o bere lui ăla, fiindcă i-a dat un pumn în gură lui Goțiu. Este îngrozitor ce se întâmplă. Iar asta trebuie să ne asta îngrijoreze de, asta mai tare. Asta e problema de fond. Violența din societatea românească, de pe stadioane până trafic. Care e promovată de niște oameni care apar la televizor sau care sunt foarte urmăriți pe rețelele de socializare. Și care se aplaudă. Și care se sunt aplaudați. Se zice, violatorul neprins este considerat erou în țara asta. Știți chestia asta? Nu să știți câte cazuri de violuri nereclamate există într-o țară ca România? Eu mă ocup de această treabă. Am o temă de cercetare și studiez violul în alta societate. Am un violator de serviciu pe care îl caut la icre, să zic așa, de când s-a născut. Este violator neprins. Și a acces în regiuni eterate ale societății, foarte sus. Da. Deci asta este o virtute considerată. Cel care își bate nevasta, nu mai spun, este un mare erou. Iar unul ca Palada, care a făcut ce a făcut în studioul dumneavoastră, al B1, este considerat de colegul nostru, să-i zic coleg, între ghilimele, nu știu cum să-i zic, lui Mirel Curea, pe care îl cunosc de ani de zile. Este considerat erou. Nu e normal. Deci societatea românească este profund bolnavă. Da, chiar în asta. Parlament există o inițiativă, apropo de violența în familie, cum că prima bătaie să nu se pună. Aia e așa. Da, o doamnă de la UDMR. Da, o parlamentăreasă de la UDMR. Da, prima nu se pune. Da, de-abia de la a doua bătaie discutăm de violență în familie. Care a fost prima? Da. Și apropo de personajele acestea dubioase pe care le invităm noi în emisiuni și pentru că, mă rog, televiziunile comerciale trăiesc din rating, din publicitate, noi nu suntem TVR să primim bani de la stat sau sponsorizări de genul acesta. Uneori îi mai inviți și pentru rating. Așa cum se întâmplă și la ziare, și așa păcate, cum se întâmplă, da, și la site-uri. Din păcate, da. Ce spunea domnul Mirel. Asta e o ipocrizie să spui că, domne... Domnul Sabin Orcan. Păi asta a spus și mai devreme. Apropo de Vadim. Cazul Vadim, da. Da. Haideți să luăm publicitate și apoi analizăm acest caz și dintr-o altă perspectivă. Am văzut astăzi reacții din partea politicienilor. Ludovic Orban, cei de la USR, cei de la PMP. Domnule, Ponta, domnul Ponta a fost un șef. Domnul Ponta, domnul Traian Băsescu. Okay. Domnule, n-am văzut nicio reacție de la PSD și ALDE. Dumneavoastră ați văzut? Ce-i da, cu tăcerea toate asta? Reacțiile, ce m-a șocat pe mine, toate reacțiile erau cu epitete. Golanul, nu știu ce, băi, când spui de unul, spune elegant, că dacă și tu folosești același ton ca el... Da, hai să luăm o scurtă pauză și revenim la dezbatere.
Ne-am întors la dezbaterea, doamnelor și domnilor, despre ce s-a întâmplat aseară în acest studio de televiziune, despre bătaia dintre domnul Goțiu și domnul Palada. Vă spuneam că au fost foarte multe reacții astăzi din partea politicienilor. În schimb, liderii marcanți din zona guvernării, domnul Tăriceanu, domnul Dragnea, domnul Tudose, dacă ne uităm pe paginele lor de socializare, de exemplu, nu vedem niciun fel de reacție în legătură cu acest eveniment, care privește până la urmă niște politicieni. Domnul Palada este sociolog, ok, am înțeles, dar a fost asociat și lucrează strâns cu PSD. Deci ar putea să dea... Ar putea, ok, dar lucrează și cu Partidul Social Democrat. Astea sunt informațiile mele directe. Da, deci, mai se acurge pe acolo. Și atunci ar trebui să existe niște reacții foarte dure. Nu sunt. Haideți să vedem ce au spus ceilalți lideri politici din zona opoziției. Un individ cu comportament de derbede ordinar, pe numele lui Mirel Palada, a găsit de cuvință să-și acopere handicapul intelectual în dezbaterea cu senatorul Mihai Goțiu, lovindu-l cu pumnii și picioarele în pauza emisiunii Nadiei Ciurlin, moderatoare la B1 TV. Nu voi mai participa la nicio emisiune a vreunei televiziuni care din acest moment îl va mai invita pe Mirel Palada în platourile sale. Băgați Mare, Gâdea, Badea, Zamfir și restul clicii de la Antena 3 și luați-l cu voi și pe Codrin Ștefănescu să vă mângâie intelectul al alături de Palada, că sunteți toți de aceeași teapă și nivel de inteligență. Este reacția dură a fostului președinte Traian Băsescu după ce vestea pumnilor încasați de Mihai Goțiu a făcut înconjurul internetului și Victor Ponta l-a criticat pe fostul său purtător de cuvânt. Oricât de provocator sau de enervant este un adversar politic, nu există nicio scuză pentru a-ți rezolva o problemă cu pumnii. Îmi pare rău de Mirel Palada, nu mă dezic acum de el ca om sau coleg într-o perioadă dificilă, dar cred că eu pot să-i spun adevărul neplăcut. A făcut o mare prostie și va plăti scump pentru asta. Așa cum îl cunosc, cred că acum realizează cel mai bine acest lucru și îl regretă, dar suntem toți responsabili pentru deciziile noastre greșite. Este părerea fostului premier. Fostul ministru, Raluca Prună, a avut de asemenea o reacție acidă. Nu am văzut emisiunea în care Mirel Palada a recurs la violența fizică împotriva unui adversar politic. Nu contează ce a declanșat furia lui Palada. Dacă PSD sau aripa sa dizidentă nu îl sancționează urgent prin eliberarea din orice calitate în partid și orice slujbă plătită din bani publici, își asumă golănia, caracterul suburban, grobianismul și disprețul lui Palada împotriva cetățenilor pe care domnul Mihai Goțiu îi reprezintă. De fapt, împotriva tuturor cetățenilor români care merită altceva în reprezentarea politică. Organizația de Aikido, unde este afiliat sociologul Mirel Palada, posesor de centură neagră, păstrează o tăcere asurzitoare în legătură cu comportamentul acestuia din studioul B1 TV. Însă o reacție categorică a venit din partea lui Dan Corneliu Ionescu, președintele Federației Române de Aikido. Domnul Mirel Palada este o rușine pentru Aikido-ul din România. Sper că organizația din care face parte va amenda comportamentul său agresiv. Au existat însă și reacții, să le spunem, surprinzătoare. Președintele fondator al PRU, Bogdan Diaconu, l-a felicitat pe sociolog. Bravo, Mirel Palada! Așa merită toți trădătorii de la USR care au ales să apere interesele lui Soros și ale străinilor împotriva intereselor românilor, a scris Diaconu într-un mesaj postat în mediul online. L-a caftit Palada pe Goțiu. Ia una în mufă, de i-a dat borșul. Mirele, în toate zilele călduroase de acum în veac, ai câte o bere rece de la mine. În alte platouri de televiziune, gestul lui Mirel Palada a fost chiar aplaudat. Moderatorii împreună cu invitații lor au râs de întreaga situație, însă au fost aspru criticați de internauți. Concluzia o dă Cristi Danileț, care aduce legea într-o discuție din care lipsește pe alocuri bunul simț. Lovirea sau alte violențe, lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Domnule Ivanciuc, se impunea o reacție și din partea liderilor care nu pierd nicio ocazie să se exprime. Mâine pe mine se ia la bătaie în Parlament. Categoric, nu că ar fi vreo premieră în lume, dar... Dar este pentru a mia oară când PSD se comportă exact ca o garnizoană. Deci garnizoana din Chiserev nu poate să aibă o reacție, niciun membru sau soldat din rândul acestei garnizoane până și nu se pronunță liderul, pentru că este o situație de criză, da? Mă refer la acest Palada care a aparținut cândva PSD.
Deci, într-un fel, îl fac pe Palada, solidar, să zicem, cu PSD, iar reacția PSD vis-a-vis de Palada o văd ca o reacție de solidaritate până în acest moment. Da, dar șeful lui actual de partid, Bogdan Diaconu, înțeleg că l-a felicitat. Dar acest partid, nu știu dacă mai există, el este într-o disoluție totală. În acte. Domnul Diaconu face parte din aceeași tagmă, din aceeași stirpe. Eu mă întreb, absolut retoric, domnul ăsta Diaconu, care părea, în ciuda faptului că n-am nicio apetență pentru ideile lui delirante naționaliste, părea un om mai normal. Dom'le, eu mă întreb, absolut retoric, repet, ipotetic, dacă domnul Diaconu s-ar întâlni cu un pumn într-un studio de televiziune, de la oricine, nu de la Palada, de la oricine, ar fi la fel de vesel și de sigur pe el, așa că e bine să ne dăm pumni în cap dacă nu ne place ce spunem? Eu am înțeles că noi suntem invitați la televiziune ca să ne certăm verbal, să discutăm, să aducem argumente, nu? Ne și certăm unii care nu avem aceleași păreri, că dacă o să aduceți un socialist, să dialoghezi, să dialogăm, să ne aducem argumente. Dar am înțeles că ne batem în argumente, ne batem în vorbe. N-am înțeles că venim la televiziune ca să ne batem în pumn. Că dacă e așa, atunci înainte de fiecare emisiune să-mi spuneți că trebuie să fac niște flotări, niște genoflexiuni, să vin pregătit, domnule. Nu umblu cu boxul, eu cu mâna goală. Dar să fac niște flotări, niște genoflexiuni, să vin pregătit pentru domnul Palada. Deci domnul Dragnea să înțeleagă că e de acord cu atitudinea domnului Palada, are nevoie de niște sondaje să-l dea la 70%. E tipul, dacă nu răspunde nimic, domnul Dragnea, domnul Dragnea poate de la pește, nu știu ce face la ora asta, dar dacă domnul Dragnea, domnul Tăriceanu, nu se disociază de actul ăsta, înseamnă că ei se bucură în tăcere, nu așa zgomotos ca aia de la Antena 3, că un senator al României a luat un pumn în nas. Dar data viitoare s-ar putea să ia un pumn în nas un senator ALDE sau un senator PSD. Și nu cred că asta e bine pentru societatea românească. Ca oamenii publici, oamenii politici, persoanele publice, formatorii de opinie să vină la televizor să se bată. Că dacă asta e România spre care ne îndreptăm și domnul Dragnea își freacă mâinile în tăcere și zice bă, lasă-mă, i-a dat-o Goțiu, că e ok, de la USR, dușmanul nostru. E nasol. E nasol tare. Mă uitam la inițiativa celor de la USR, că semnează, nu știu ce, un protocol, o înțelegere, ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Cu ce efect? Adică, bineînțeles că toată lumea o să semneze. Teoretic, cine e de acolo cu bătaia? Să semnezi că nu ești golan? Sau ce să semnezi? Asta ține de o chestie normală între oameni. De șapte ani, dar semnezi. Eu vreau să-mi ne povestești, fiindcă vreau să-i fac profilul psihologic acestui domn numit Palada. Înțeleg că aseară, după ce s-a bătut în colț acolo, a venit pe tine și... Da, am primit această întrebare. Asta este gestul. Da? Ce a vrut? A vrut spune... A încercat să-și ia la revedere în mod obișnuit, să-mi sărute mâna. Da. Deci omul, după ce l-a caftit pe ăla la 20 de secunde, săruta ție mâna și îți mulțumea sau ce, că l-a invitat, că l-a bătut pe ăla. Este o obișnuință la domnul Palada, așa pleacă din emisiune, deci, adică a vrut să arate că... Deci n-a avut nicio tresărire. Nu, stai, Andrei, deci a vrut să arate așa domnul Palada, în același timp cu împărțirea de pumni, eu sunt și un tip foarte galant. Adică dau un pumn în nasul unui om care s-a uitat strâmb la mine și în același timp sărut mâna doamnelor. Nu, dar eu înțeleg cumva... că dacă, mă rog, a făcut o prostie, venea spre tine și spunea... Doamna Ciolin, Nadia, cum îmi spune el, vreau să-mi cer scuze, îmi cer scuze. Nu, n-a zis absolut nimic. El era fericit, nu? Nu era fericit, dar a venit să-și ia la revedere în mod obișnuit, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Eu am o ipoteză. E o problemă atunci. Eu am o ipoteză. Poate domnul Palada, care altfel e foarte agresiv verbal, dar la umbra Facebook-ului și a internetului, poate nu era îndeplinătatea facultăților lui mentale. Ei, poate... aș vrea să spunem asta, că... A spus poate. Poate a consumat ceva. Poate a avut o stare de ceva consum excesiv. Ceva care a băut, a mâncat ceva care nu i-a prit. Zic, poate e o scuză, poate îi folosește la apărare. Mie pare foarte rău că domnul Palada nu a dorit în această seară să intre pe telefon să spună un punct de vedere. Domnule Palada, știu că vă uitați la emisiune. Încercați un punct de vedere. Nu este încă târziu. Până la urmă, când o să... Păi nu, dar când o să vină domne, să spună ceva? Domnule, omul e sociolog, a studiat și ceva psihologie. Aseară, după ce a vrut să-ți pupe mâna și ieșea pe hol în aerul rece de pe stradă, vrea să-și revină un pic, să zică, bă, sună acum, am cer scuze domnului Goțiu, îmi cer scuze Nadei Ciolin, îmi cer scuze postului, telespectatorilor, și spun că, uite, nu știu, o perioadă nu mai apar pe post. Păi asta zic, că nu e târziu, ca în seara asta, e măcar târziu, să spună lucrurile astea. E foarte târziu. Foarte târziu.
Domnule Ivanciuc, o concluzie după acest episod, după reacțiile liderilor, personajul va dispărea o perioadă și apoi va reapărea ca un sociolog de succes? Nu se poate reinventa. Sociologii au formule, într-adevăr, prin care ei se pot relansa pe sine, să zic așa. Abilitățile lui de sociolog nu le pot evalua încă. Nu-mi dau seama și nu discutăm despre asta. Din ce am observat, ce l-a iritat cel mai tare pe domnul Palada a fost faptul că domnul Goțiu l-a contrazis și l-a atins într-un punct extrem de sensibil care a zgândărit o exagerată și supralicitată stimă de sine. Deci domnul Palada are o impresie despre sine atât de bună încât nu și-a permis să vină după 24 ore să-și ceară scuze, în primul rând dumneavoastră, care ați fost gazda acestei emisiuni, apoi postului și apoi telespectatorii. Și domnului... Ordinea poate să fie inversată, dar eu cred că în primul rând trebuie să-și ceară scuze dumneavoastră. Dacă n-a făcut-o până acum, rămâne ca ipoteză, zic eu, faptul că are o stimă de sine supralicitată. Și atunci este rău, pentru că este un proiect eșuat, domnul Palada, din acest punct de vedere, ca proiect uman, zic. Și apoi, ca practicant al acestei discipline marțiale, e un dezastru că a făcut-o, pentru că îți rămân reflexele. Chiar dacă nu mai practici o artă marțială, cum este domnul Sabin Orcan, care a practicat disciplina până acum nu știu câți ani, dar îți rămân reflexele, ceea ce este foarte important, pentru că asta dobândești prin aceste exerciții. Dobândești aceste reflexe prin care îți coordonezi inclusiv violența. Da, dar exercițiile sunt pentru apărare, nu pentru atac. Primul lucru pe care îl înveți orice fel de arte marțială ai practica, primul lucru pe care îl înveți când ești începător, este cum să-ți controlezi pornirile de animale. Mulți copii se duc, sunt trimiși de părinți, multe femei se duc la arte marțiale ca să învețe să se apere, domne, nu ca să bată oameni pe stradă. Nu se duc ca să dea ei marcă să cei mai buni bătăuși din cartier. Nici n-ai voie să folosești. Și acolo ești învățat de la primele clase, de orice antrenor serios, cât de mic ar fi el. Ești învățat exact lucrul ăsta. Să te abții de la orice astfel de porniri. Niciodată un adevărat practicant de arte marțiale nu atacă el pe nepregătite un om care nu l-a provocat la o luptă. Ce credeți că va păți domnul Palada? Vă spuneam la începutul emisiunii că poliția a început deja o anchetă în acest caz. Domnul Goțiu a depus plângere. Imediat au și venit aici la sediul televiziunii să ia înregistrările. Foarte multă promptitudine. Sigur, e un caz mediatizat. Ne-am bucurat dacă ar fi poliția la fel de promptă și în alte cazuri, pentru că nu e chiar așa. Ce credeți că va păți? Din păcate, legea este foarte... O amendă? O amendă penală. O amendă pe care nici o pe aia... O administrativă, cred. O amendă. Da, o amendă. Poate să fie și penală sancțiunea, nu neapărat administrativă. Depinde la ce încadrat. Loviri, depinde la ce încadrat. Depinde cât de gravă este rana domnului Goțiu, câte zile de, mă rog, spitalizare sau câte zile de îngrijiri necesită la conform certificatului de la medico-legal, ghinion, domnul Goțiu totuși nu e un om de pe stradă, e vicepreședinte al Senatului, cred, nu? Deci este totuși senator cu o funcție de conducere în Senatul României. Da. Trebuie să luăm publicitate. Punem punct acestei dezbateri pe această temă. Rămâneți cu ochii pe noi, pentru că mâine seară o să vă prezentăm imaginile integrale cu ce s-a întâmplat în platoul B1 TV. Luăm pauză și revenim cu un alt subiect. Vorbim despre ce se întâmplă la Ministerul Agriculturii. Domnul Daia, Petre Daia, și-a angajat fica, acum câteva luni, referent în cadrul Ministerului sau la o unitate subordonată. Să vedeți și explicațiile și încercăm să luăm și la telefon pe domnul Daia.